Târgul Gaudeamus a fost deschis astăzi cu o carte simbol și un inedit lanț uman format din peste 1500 de elevi craioveni. Pe o lungime de 2 km între sediul Radio Oltenia Craiova și Teatrul Național Marin Sorescu. Elevii emoționați au așteptat cartea pentru a o da mai departe până la cel mai mic reprezentant din lanț, o elevă din ciclu primar. Urăm drum bun Târgului Gaudeamus 2016. Educația e cultură și invers. Cultura va fi tot timpul educație și câtă vreme în Craiova vor fi cărți, nimic nu este pierdut. Mi se pare o activitate foarte frumoasă, deoarece, practic, deschidem acest târg de carte. Este foarte frumos, mă bucur că au venit atâți colegi de-ai noștri și de la alte licee și sper să mai facem această activitate, chiar mi se pare un lucru foarte frumos. Mi se pare o activitate interesantă și foarte bună pentru elevi, în sensul că ne dezvoltăm mai bine învățând și citind și da, o să merg să caut, să găsesc cu niște cărți bune. Mie mi se pare foarte interesantă și chiar mă bucur că am putut să particip aici și așteptăm să vedem ce să mai fie. Citești de obicei? Da, destul de des. Cărțile sunt importante pentru noi, pentru că în perioada asta de adolescență toată lumea stă pe Facebook sau pe internet și nimeni nu mai citește câte o carte și e bună o activitate ca aceasta. Odată ce cartea simbol a ajuns în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu, târgul Gaudeamus a fost deschis oficial. Fiecare copil a transmis către celălalt o carte simbol, o carte pe care ei o prețuiesc și pe care o predau de la unul la celălalt, rostind fiecare în funcție de liceul de la care proveneau sau de la școala generală de la care veneau, un slogan. Un slogan care se reprezinte ce înseamnă cartea pentru ei. O noutate a ediției din acest an a Târgului Gaudeamus de la Craiova este faptul că în fiecare zi câțiva dintre vizitatori vor pleca acasă cu volume cadou de oferite din partea editurilor participante la târg. Se găsesc aici, pe de altă parte, veterani ai cititului și scrisului, oameni care și-au dedicat o viață culturii și educației. Ceea ce se vrea acest târg Gaudeamus înseamnă, practic, un fel de amorsă, instilarea unui ferment în mințile concitadinilor noștri și nu numai. Înseamnă o provocare. Ce se oferă aici, la acest târg, reprezintă o ofrandă, un dar făcut fiecăruia. Încă de la primele ore, un număr impresionant de vizitatori au trecut pragul târgului în căutarea celor mai interesante titluri, iar ofertele de la standuri sunt foarte atractive. Cărțile sunt pentru copii, atât pentru copii cât și pentru adulți. Avem și cărți istorice, și cărți de bacalaureat, și cărți pentru cei mici, cei foarte mici. Aveți promoții pe perioada târgului? Desigur, reduceri cuprinse între 10 și 20%. 64 de expozanți sunt prezenți în cadrul celei de-a 15-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus, care se desfășoară în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu. Aproximativ 100 de evenimente culturale sunt reperele statistice ale acestei ediții aniversare. Târgul va fi deschis de astăzi până sâmbătă între orele 10 și 18, iar duminică între orele 10 și 15.